Marți 25 mai la Tureni s-a desfășurat o campanie de vaccinare a persoanelor netransportabile din comună. Campania a fost efectuată de către Spitalul Militar de Urgență Dr. Constantin Papilian din Cluj-Napoca. Prima persoană pe lista de vaccinare a persoanelor netransportabile a fost doamna Maria Ludușan, o femeie în vârstă de 100 de ani și 3 luni. Aceasta s-a manifestat receptivă la imunizarea anti-COVID-19, în special datorită faptului că fiica și ginerele acesteia s-au vaccinat anti-COVID-19 cu ambele doze. Gata? A fost reacția femeii după aplicarea vaccinului, aceasta nemanifestând nicio reacție secundară. În cadrul campaniei de vaccinare a persoanelor netransportabile din comuna Tureni, au fost imunizate 16 persoane. Shooting star.